Salut, prieteni! Sunt Mihai Stepanov, cu o prezentare nouă a unei companii din SUA care se cheamă InfiniAI. De ce anume vreau să fac prezentare la această companie? Că ea pe 15 ianuarie începe să lucreze complet, adică ce înseamnă complet? Adică acum e un fel de pre-start când noi putem să facem înregistrare. Dar toate posibilitățile de a câștiga acest site vor fi de pe 15 ianuarie. Prin ce este interesantă această companie? Că în această companie se face înregistrare doar după invitații. Asta e primul moment, că nu orice care o să numerească în această companie. A doilea moment, că aici câștigul este limitat, adică mai mult de 50.000 de dolari pe săptămână aici nu se permite de câștigat, adică poți face, dar mai mult de 50.000 nu se dă. De ce spun așa cifre? Ca să nu vă spăreți că compania aceasta timp de 2 ani deja activează sub altă denumire în SUA. Acum ea se extinde și deja în 2 ani peste 2 miliarde jumate s-au câștigat în această companie. Deci această companie permite de a câștiga făcând vânzări pe așa internet magazine cunoscute ca Amazon, eBay, Alibaba, pentru acei ce nu sunt din SUA. Deci aceasta avea o posibilitate în mare măsură doar persoanele din SUA. Acum, deci, dați să intru în back office și să arăt cum se face invitații, apoi voi face o mică prezentare la marketingul și de unde se iau așa bani. Deci eu deja sunt invitat de altă persoană. După invitație, eu m-am activat. Deci o să arăt în interior când intrăm. Deci aici, cum am spus, este acces pe site pentru a invita oameni. Pentru a face structură, deja se poate de câștigat din un fel de câștig. Sunt în acest site sau acest proiect InfiniAI trei feluri de câștiguri sau trei direcții din care se câștigă. Acum noi lucrăm la crearea structurii invitațiilor, deci ca să vedem cum invităm oameni, am și vă arăt, intrăm în direcția binar, unde se vede structura. Deci eu ieri am făcut înregistrarea, deja de sus vin alte persoane care invită, deci uitați-vă aici, binar e stânga-dreapta. Plasarea oamenilor și ca să invit pe cineva, deci trebuie să găsesc un loc liber unde apăs și trimit invitația. Deci ce înseamnă invitația? Deci scriu numele, prenumele persoanei, e-mail-ul, username-ul dorit și deja eu o să fiu ca persoana care l-a invitat. Apăs pe send, invitation. Acum nu o să fac, trebuie să fie concret scris și deci când persoana care ne invită ne trimite scrisoare, nu îmi vine pe e-mail. Stați că nu aici. Pe e-mail o scrisoare. Eu ieri am primit. Deci așa. Vine o scrisoare unde ne trimite informația despre noi și o parolă de intrare. Deci, prima dată, când apăsăm pe acest link, pe noi ne aruncă la o pagină unde trebuiește prima dată să intrăm cu parola aceasta și cu login-ul care l-am indicat, la persoana care ne-a invitat. După aceea, apăsăm și îndată apare un video. Deci când am introdus corect datele, deci eu deja sunt aici, am lăsat un screen ca să nu, deci să fie clar ce apare. Deci apare așa un video cu felicitare și ni se explică ce trebuie făcut. Trebuie acest video de uitat și mai departe deja putem intra cu în interior la setări,
Și aici ia timp să schimbăm parola care o avem. Deci eu am schimbat parola. Deja intru cu altă parolă. Asta e ce am vrut să spun despre site. Acum vă fac o mică prezentare cum s-a primit, deci e destul de multe informații. Eu mă voi folosi de un video care s-a făcut explicația marketing planului de directorul pe vânzări din SUA. Unde? Acum și să trebuie să încarci că eu... Deci el, o persoană în engleză, director pe vânzări, explică marketingul, altă persoană în rusă traduce, deci până când e română nu-i, dar o să facem un video cândva, cred că ești cu... în limba română. Acum îi fac o mică prezentare. Deci, în compania dată, este divizarea în două direcții. Să îmi spun așa, un marketing plan din două părți. O parte este binar și a doilea parte este marketing linear, în care înseamnă că noi putem la infinit să ne extindem în prima linie, deci câștigăm de prima linie și deja și echipele lor în sumă, adică din echipa noastră. Și a doilea fel de câștig sau a doilea marketing care este combinat în companie dată este binarul. Adică când noi câștigăm din piciorul mai mic, din volum făcut de toți oamenii care sunt în acest marketing înregistrat, adică plasat. Și acum o să mergem pe etape, ca să explic ce și cum este ce important. Deci, ce trebuie noi să înțelegem? Deci, în primul rând, noi trebuie să înțelegem că în companie dată se câștigă din trei direcții. Deci, prima direcție din marketing plan. Adică când facem structura și din invitații noștri, adică din bonusuri, din referali. A doilea fel de câștig este din... Deci, uitați, cum am spus, este business volume, adică asta baluri care noi le adunăm în companie dată. În dependență câte baluri avem, deci noi primim comisioane. Acum, cum se adună acest balor? Deci, o direcție de acumulare acestui bani, ăsta sunt din referalii noștri, deci, din calificările care au, sau din achizițiile, cumpărăturile care se fac. Deci, care achiziții? Deci, sunt trei pachete de intrare în acest proiect. Este pachetul Prime, care costă $50, deci un punct este egal cu un BV, adică 50 de BV, asta se cheamă $50, deci este pachetul Surge sau cum se spune, nu știu precis cum se pronunță, dar ideea că el costă $150. Și este pachetul Maxim Excel care costă $400 și el duce 400 de puncte BV. Acum, vedeți în modelul acesta este arătat că am invitat, ca exemplu, deci este o persoană care i-a făcut invitații cu un martatiu la în stânga, de pildă, o persoană SUI care a intrat la 150 de puncte și în stânga Mark care a intrat la pachetul Excel cu 400 de puncte. Deci asta e un fel de câștig, adică ea câștigă din după marketingul binar din acești 150 de puncte că e piciorul cel mai mic. Am un alt câștig este că SUE ea nu se ocupă cu crearea invitațiilor, că nu face echipă. Deci PM, de pildă, e o persoană care îi place să invite. Deci ea pe rând să câștigă.
Dar a doilea fel de câștig este din vânzări. Deci cum este din comerț. Din vânzări pe eBay, Alibaba, Amazon. A treilea fel de câștig este deja crearea internet magazinului pe site-ul Infinii. Deci asta o să fie de la 15 ianuarie și vânzările tot de atunci până acum se gătește material. Și deci se vede că pe acumulat, deci 150 de puncte de pe ele și 400 de la Mark, deci asta e un volum de echipă care îl are. Pe urmă mai are încă plus 4 BV, adică Sam sau Suie a vândut ceva pe internet și a făcut un volum de vânzări de 4 dolari. Deci a vândut, eu știu, un stilou, ca exemplu. Și a câștigat 4 dolari, deci asta s-a adăugat în bonusul la PM. Deci Mark a făcut internet magazinul, pe dânsul a câștigat 12 dolari. Deci 12 tot se adaugă la volumul de câștig care îl are PM. Deci sunt 3 direcții de câștig pe acest site. În primul rând, cel mai interesant poate fi să două, deci de ce? Că sunt mulți care nu pot invita, nu pot crea echipe, dar în schimb o să aibă posibilitatea dacă se activează, deci activarea e de la 50 dolari, adică luăm primul pachet care ne permite să folosim instrumentele de câștig care sunt pe acest site. Deci primul moment e tare important, că anume site-ul Infinii a făcut așa ca să poată să se facă câștig pe eBay, Amazon, Alibaba pentru toți oamenii din lume, ca nu numai cei din SUA, prin moment. Și a doilea, dacă aveți ceva, o marfă interesantă, ceva, tot puteți prin intermediul la Infinii să faceți vânzări, adică să face un fel de eBay, Alibaba în interiorul la Infinii. Deci, asta sunt trei direcții din care noi o să acumulăm puncte și deja fiecare hotărăște cum lui e interesant. Acum, în primul rând, este interesant să fim la început, să creăm echipe și să câștigăm din bonusuri care sunt. Aici o să explic acum de ce este limită până la 50.000 de dolari pe săptămână. Acum, deci mai departe, o să explic care sunt bonusuri aici, că sunt 6 feluri de bonusuri pe acest site Infinii. Deci primul bonus, undeva la minuta 12. Deci bonusul de start. Ce fel de bonus este acesta? Deci ați invitat o persoană care a intrat la pachetul de pildă de 400 de dolari. Deci 15% deodată le primiți în cont. Deci dacă luăm din 400 de dolari, 15% o să fie 60 de dolari. Deci sunt trei feluri de pachet, cum am spus. Este de 50, este de 150 și de 400. Deci din fiecare pachet, dacă persoana invitată de noi a făcut activare, noi primim aceste 15%. Este pachetul de start, deci el se dă la început. Apoi, deci aceste pachete se iau lunar, deci prin asta tot e combinabil că omul în fiecare lună se activează și câștigă pe platforma dată. Deci, făcând vânzări pe eBay, Alibaba, deci cum se face să o să fie mai departe după 15 ianuarie cursuri, dar acum eu explic în marketing plan ce bonusuri sunt. Deci primul bonus, cum este bonusul de start. Automat 15% din pachetul procurat de persoana invitată de noi, noi o primim de la companie. A doilea bonus. A doilea bonus este bonusul de atingere a nivelului, sau cum se spune, beginner bonus. Traducerea eu până când nu știu în română cum se face, deci eu până când las așa slide-ul în engleză. Deci ce este acest bonus? Deci dacă avem doi oameni invitați în stânga și în dreapta, în binar,
care un trat la 50 de dolari, noi automat primim 600 de dolari. Deci este un bonus destul de interesant. De unde se ia acest bonus? Deci, compania de în structură 70% din venitul ei, dintre care 6% din venitul ei, de pildă, compania în luna aceasta a făcut $1,000,000 venit, dintre care 6% dintr-un milion se duce la bonusul acesta. Și ea se repartizează între partenerii care au atins nivelul acesta. Dacă, de pildă, noi avem două persoane care prima dată s-au înregistrat și s-au activat, noi avem $600. Apoi este nivelul manager și nivelul regional manager. Când le atingem, respectiv primim încă 600 și 600, adică primim $1,200 în sumă sau 1,800. Tot după acest principiu, adică 6%. Și el se plătește treptat, deci din venit, că, cum am spus, până noi primim acești dolari, poate să fie câteva luni. Dar el deja, cum am avem doi persoane, noi suntem calificați la acest bon și noi îi primim. Acum, mai departe, a treilea fel de bonus este bonusul din binar. Deci, cum am spus, el este limitat până la 50.000 de dolari pe săptămână. Deci, din binar, noi maxim putem să primim 50.000 de dolari. De ce maxim? De ce? Uitați-vă, sunt oameni în echipă, noi avem și în stânga și în dreapta oameni. Deci, să iei din piciorul mic. Avem, de pildă, 3 oameni care, știu, au început să vândă pe eBay. Ce înseamnă să facem un volum de 50.000 de puncte? Trebuie să vinzi de 50.000 de dolari asta. E făcut, eu știu, 50 de vânzări pe eBay la calculatoare, sau eu știu care costă, știu, 1.000 de dolari. Deja e 50.000 volum, adică nu e așa de mult. Deci asta treptat, când o să înceapă oamenii să vândă, de tot să primesc așa sume mari. Deci merge vorba de vânzări pe eBay. Acele atâtea puncte care face omul, ele se adună. Deci merge vorba de venit. Asta o să-i explic deja în alte video, ce și cum acum, eu vreau în primul rând să vedeți marketingul. Deci asta e doilea bonus. Acum, ce este și important? Că în marketingul binar, noi treptat primim, deci independent de ce nivel am atins, deci când suntem la nivelul builder sau builder care e cu 2 invitați, când primim $600, deci noi 4 poziții, deci asta e scara de nivele, independent la ce nivel suntem, deci de pildă dacă suntem director, noi primim deja 15% din binar. Din piciorul mai mic, dacă avem nivelul ambasador, deci avem 20% și așa mai departe. Și ele sunt grupate pe câte 4. Deci sunt 12 nivele în 3 categorii. Deci în dependență în care categorie suntem, avem din binar acel procent. Deci în prima categorie suntem, avem 10%. Dacă suntem în a doua categorie, de pildă, am atins nivelul director. Cum să atingi, o să arăt mai departe. Deci asta merge vorba de binar, când noi construim echipa, deci plasând în stânga, în dreapta, deci ca să devenim builder, trebuie să avem doi direcții invitați, în stânga una și în dreapta. Deci cum am atins acest nivel, noi suntem builder. Acum, ce se întâmplă mai departe? Deci aici este un exemplu de calcul, deci cum se câștigă. Deci cum am spus, noi câștigăm din piciorul mai mic. Deci aici ai dat un exemplu. Când piciorul mai mic se primește un SU, avem 8.000 de puncte BV. Când în piciorul mai mare avem 9.000. Deci respectiv noi primim bonus 10% că suntem la nivelul builder.
10%, deci din 8.000 de puncte, 10%, asta 800 de dolari. Deci la nivelul acesta noi primim 800 de dolari. Deci noi primim din trei oameni care sunt sub noi, în sumă. Deci persoanele invitate de noi sunt cu verde, iar aceștia cu albastru deschis sunt persoane care pot fi de sus, de la alte persoane. Deja aici echipa este, de pildă, Siuș face aici piciorul. În sumă, deci toată echipa are 8.000 de dolari sau BV. Acum, mai departe. Mai departe, deci structura se dezvoltă. Noi mai invităm oameni, de pildă, un exemplu dat, i-am invitat pe Sam și am invitat pe Kim. Respectiv, ei mai invite persoanele care sunt și ei invită, ei fac vânzări. Deci sunt persoane care pot invita și sunt care sunt fac vânzări. Deci, în sumă, iar se face bilanțul și săptămânal se face bilanțul. Și deci, în picior mic, iar 28.000 deja. Când avem așa volum, deja aici este alt nivel. Deci, PM este la nivelul senior director, deoarece este la nivelul acesta, ea primește nu 10, dar deja 15% din volumul care este în piciorul mai mic. Și deci, 15% din 28.000, ea câștigă săptămâna aceasta, ca exemplu, un exemplu dat, 4.200 de dolari. Asta e bonusul binar, deci a treilea fel de bonus. Cum am spus, deci este primul bonus care am spus este de start, 15%, a doilea bonus este când avem 2 înregistrați și avem deodată 600 sau 1200 sau 1800. Și acesta deja a treilea bonus care este bonusul binar, din piciorul mai mic. Acum, mergem mai departe. Mai departe avem un exemplu, deja când structura se dezvoltă, deci ea nu stă, deci poate fi o lună, două, trei, n-are importanță, deci crește respectiv și volumul. Când deja suntem la nivelul ambasador, deja avem 20% din piciorul mai mic. Deci în cazul dat, se vede că într-un picior este volum de vânzări, crește 1.455.000. Când este mai mic, e 98.000. Deci din 98.000, 20%, iese 19.600 de dolari comisiune. Deci, asta e un fel de bonus. Deci, cum am spus, se ia în sumă toate valorile acumulate în piciorul mic. Deci nu de cei direcți. Asta anume, cum am arătat la început, că sunt două marketing planuri. Deci, marketing planul binar și a doilea este din liniar, deci din invitați, când îi fac echipa lor. Deci acum aici bonusul se primește pe binar, adică aici în binar intră în calcul toți persoanele care sunt înregistrați în piciorul mai slab. Și nu anume merge vorba de cei din echipa noastră, deci toți care vin și de sus de la alte persoane. Dar au nimerit mai jos, că aici se plasează oameni, acolo nu este loc liber. Așa e în binar, deci. Acum, deci, mergem mai departe. Și o să explic alt bonus. Deci, a doilea fel de bonus este bonusul infinit. Este a patrulea bonus la noi. Când merge vorba despre echipă. Deci, în cazul dat, PLDPM are 4 invitați. Deci ea, acest bonus, o să fie legat doar de acești 4 invitați direcți, în prima linie, și invitații lor deja, adică strict invitații din echipa voastră. Deci nu merge vorba de ceilalți care sunt de la alți sponsori, deci de la alte persoane care au venit de sus. Deci acest bonus, care merge vorba infinite, pai, el e 5% din volumul de puncte BV în echipa
voastră, deci din direcții voștri. Acum să arăt în calcul. Deci el se dă 5% din, cum am spus, echipa personală. Acest bonus tot este limitat până la 200 de mii de dolari pe lună. Deci mai mult de 200 de mii nu se poate de primit. Deci este limitat, căci echipa poate să fie mare, poate să fie milioane. Volumul de BV acolo, dar doar din 200 de mii. Sau cum, nu 200, dar 200 de mii maxim noi putem câștiga. Acum, deci aici este un calcul făcut deja din echipă. Din bonusuri care sunt, acum și vă arăt, M's Infinity Pay for 4 weeks because we're totaling a month. Deci aici se arată un exemplu că echipa lui PM, de pildă, are 4 invitați. Deci fiecare echipă are volumul de BV făcute. Știți din fiecare cum să primesc acel cec care era acolo arătat. Deci pe săptămână. Deci din echipa aceasta are un volum 19.500 și 980 dolari. La a doilea persoană invitată din PM are echipa ei care face de pildă acest volum. Deci asta ce înseamnă echipa ei? Sui, cum e bine, Mark sau Kim, fiecare, are invitații lor, referarea lor direcție. Și aceia tot fac careva vânzări, știu, pe eBay, Alibaba sau echipa are care invite. Având un volum de pildă anumit, noi primim 5%. Calculul ce se fac săptămânal. Și atunci, deci din patru parteneri direcți, deci când e la nivelul executiv director, ca exemplu, pe lună are 14.748, aceste sume sunt adunate. Mai departe, da, aici vreau să spun că tot este limită la bonusul acesta Infinity Pay, până la 200 de mii de dolari. Maxim noi putem primi din echipa noastră. Deci aici 200 de mii și acolo este alt bonus care tot e maxim 50 de mii pe săptămână. Să primesc că în săptămână maxim undeva e o... Este să plătești lunar, să primești dacă el se primește limita e maxim pe lună. Acel lanț să plătești săptămânal, care e limita la 50 de mii pe săptămână. Deci ăsta a fost bonusul a patrulea. Mai este bonusul a cincelea. Deci bonusul a a
Așa, acesta e o cușă, să le explic, am vrut să arăt aici că cum se lucrează, deci o metodă de lucru, cum ne se recomandă să facem echipa, deci în primul rând să invităm doi oameni, pe cei doi oameni, deci sunt trei pași, cum să facem, dacă noi facem așa și invităm pe săptămână, de pildă, doi oameni, în această săptămână, explicăm ce trebuie ei să facă, apoi pe acești doi oameni îi învățăm sau îi ajutăm la fel să ne repete, să facă și ei doi oameni direct săptămâna viitoare. Iar săptămâna viitoare, pildă, ei continuă și ei la fel tot câte doi invită și așa treptat crește echipa noastră. Deci crescând, noi atingem un careva nivel. Deci, pentru atingerea acestui nivel, noi primim a cincilea fel de bonus. Bonusul de dezvoltare sau de rang, așa se spune. Și este de pildă aici arătat că dacă noi un anumit rang îl atingem în 90 de zile, noi primim 20.000 de dolari. Unde asta se vede, acum o să arăt mai departe. Deci uitați, merge vorba de acesta. Deci asta, marketing plan, tot combinat. Deci unde sunt toate aceste bonusuri despre care eu spun. Deci uitați, deci aici ea, cum am spus, dacă atingem nivelul director, deci în 90 de zile, deci noi, și așa dacă atingem nivelul director, dar noi o să-l atingem treptat, care mai repede, care mai târziu. Deci dacă noi atingem nivelul director, bonusul de rang este 10.000 de dolari. Deci asta un bonus automat, care îl primim odată când atingem nivelul acesta director. Dar dacă atingem nivelul director în 90 de zile, noi mai primim încă 10, deci pe 6 primesc 20.000 de dolari. Acum, deci cum să înțelegem noi marketing plan acest după schema aceasta? Deci aici sunt volumul nostru personal sau pachetul care noi intrăm în companie. Deci dacă intrăm cu 50 de dolari, deci noi, asta e activitatea lunară sau un fel de abonament. În dependență de ce nivel am atins, noi trebuie să trecem la abonamentul acesta. Dacă noi suntem la nivelul național manager, noi trebuie să trecem la 150. Deci dacă noi nu trecem, noi nu să primim comisioane din alte bonusuri. Deci, cum am făcut activare, am plătit 50 de dolari, noi am atins nivelul builder, adică ce înseamnă că noi am atins nivelul builder? Deci noi am cumpărat singur pachetul de 50 de dolari și avem două invitați de builder. La nivelul builder, atunci noi primim încă un bonus de 600 de dolari. Deci la nivelul builder, undeva pe săptămână, calculat după market binar, deci market binar, deci dual tema, asta e market sau bonusul binar. Deci undeva iese 260 de dolari săptămânal. Treptat, noi dezvoltăm echipa și după binar, pildă aici, total volum în echipă și în picior mai mic. Deci trebuie să avem 375 de puncte. Deci asta ce trebuiește pentru a ne califica la bonusul acesta de 1200 de dolari. Deci trebuie să avem un volum în echipă 750 și în picior mai mic. Deci nu trebuie să fie tot într-un picior. Deci trebuie să fie 375 minim. Avem încă 1200 de dolari, sau mai bine 600, cu 600, 1200. Când avem un volum de 3000 de puncte, sau un picior mic, 1000 jumate, noi primim aceștia 1800 de dolari. Deci ăsta e bonusul cel a doilea. Acum, din binar, este calcul medium, cam cât noi facem dacă ne calificăm la așa un volum de săptămână. Deci, cum ajungem la un volum de 30.000 de pildă
în structură și 10 în piciorul mai mic. Deci ce înseamnă 60? Cred că tot volumul sau tot punctul acesta nu trebuie să fie într-un picior. Sau mai bine zis, la o persoană. Deci ele trebuie să fie la mai multe persoane repartizate. Deci nouă îmi trebuiește 30.000 de puncte. Împărțim la 50, dacă toți intră la 50 de puncte, dar cum am spus, la un anumit nivel, dacă sunt oameni care deja au atins nivelul regional manager, el deja trebuie să plătească 150, dar sunt alții care pot să intre și la 400. Deci undeva vreo maxim 600 de oameni, deci volumul acesta în ambele picioare, deci în stânga, în dreapta. Deci asta e destul de real. Deja unii au atins nivelul. Alt moment că compania încă nu a pornit. Deci încă nu este pornit timerul acesta de 90 zile. Adică noi care am noi primii ne înregistrăm, avem o facilitate că deja putem să invităm oameni să adunăm puncte. Și deci noi acest rang de director 90 zile putem să-l atingem mai repede. Și să câștigăm nu 10 doar mii de dolari după acest bonus de carieră, dar încă 10. Respectiv când o să trecem la senior director, ca exemplu, să avem 20.000. După bonusul acela din infinit, aici 5% e ratat săptămânal, cât să câștig undeva la nivelul acesta 200, pe urmă 500 și așa mai departe și la crește. Deci el este limitat, bonusul infinit la 50.000. Și bonusul din binar la 50.000 pe săptămână. Deci noi maxim să primești că pe săptămână putem să facem aici 100.000 de dolari. Dar tot e o sumă destul de interesantă. Adică ce înseamnă că 100 undeva 400.000 de dolari pe lună. Asta sunt sume destul de... Adică când atingem nivelul deja global ambasador. Un volum de 10 milioane. Dar vă spun că compania are alt proiect care are peste 2 ani și ceva și acolo deja vânzări de câteva miliarde, deci s-au făcut câștiguri, adică nu vânzări. 2 miliarde jumate undeva este. Ce mai este și interesant? Mai este încă un bonus, bonusul global, care se repartizează deja între directori, deci el las în volumul 4%, deci 4% din câștig variare companie și se repartizează între nivele, deci de pildă 2% din acești 4% din venit care are companie, cum am spus, global, 2% se repartizează între directori, 1% între senior director, jumătate de procent între executiv director, 25, adică 0,25 de procent între prezident, director, ambasador și așa mai departe. Și în sumă 4%. Și asta e ultimul bonus care este, dar el tot se primește, destul de interesant. Dar până asta, deci, deja pe parcurs. Și deci, deci aici e, în final este explicat strategia cum noi să ne dezvoltăm, deci în compania dată, ca să atingem acest bonus în 90 zile de 20.000 de dolari. Deci prima, ne înregistrăm, primim acest bonusul de start, a doilea începem a crea echipa și ne învățăm a face dublare, adică ce înseamnă dublare, să avem doi oameni. Unul stângă, unul în dreapta, același lucru să învățăm pe persoanele care au invitat. Deci asta e scopul. Și deci dacă noi asta o să facem, strict cu fiecare om, sigur, în 90 zile noi ajungem la nivelul director și bonusul acesta de 20.000 de dolari. Deci asta e o strategie care noi trebuie să
O înțelegem și să ne apucăm de ea, să o implementăm. Acum, cine dorește să participe în această companie și vrea să devină membru echipei date, deci poate să-mi scrie în video, sub video acesta, să fie Skype-ul meu sau e-mail-ul, ca să-i facă invitație personală să intre în acest site, deci încă un moment, deci se poate de înregistrat inițial și fără plată, dar timp de o lună, dacă nu faci activarea, deci o să fii șters din companie, adică din binar. Deci ce e plus acum, că poți să iei o poziție mai sus, să vezi cum se dezvoltă echipa și apoi să mai studiezi materialul și să începi a face echipa ta. Dacă nu ești activ, adică nu primești bonusuri din referali. Deci trebuie să faci activarea prin acel 50 de baluri pachet. Și mai este încă un bonus, dar o taxă de $10 pentru a putea invita persoane. Cam atât ce am vrut să spun. Cine prima dată vede video, nu uitați să vă scrieți la canalul meu, să fiți la curent cu alte video. Numai bine!